Despacito, o melodie lansată la începutul lui 2017 de Luis Fonsi și Daddy Yankee, a devenit un fenomen mondial. Piesa a cucerit rapid toate topurile, iar videoclipul a depășit 5,5 miliarde de vizualizări pe YouTube. Cu toate astea, Luis Fonsi spune că nu suportă să asculte melodia care l-a făcut celebru. Și asta nu pentru că nu-i place. Asemenea, vedetelor care nu suportă să se vadă la TV sau a actorilor care nu-și urmăresc propriile filme, cântărețul original din Puerto Rico spune că nu obișnuiește să-și asculte propriile piese pentru că nu-i place să se audă cântând. În schimb, Luis Fonsi se pregătește să lanseze un nou album. Află mai multe pe zutv.ro și pe Facebook-ul ZUTV.